Bună ziua tuturor! Cum pe 31 martie este termenul limit al primului trimestru în care Guvernul României are de raportat Comisiei Europene îndeplinirea unor jaloane, ne-am uitat pe situația din acest moment și tragem un semnal de alarmă. Românilor le semnalăm acest lucru, că Guvernul este incapabil să atingă aceste jaloane pe care de-al minteri le-a stabilit și le-a girat prin PNRR. Din estimările noastre, din analizele pe care le-am făcut, cu generozitate 50% dintre ele vor fi îndeplinite. Restul sunt niște jaloane foarte clare pe care guvernul nu le-a anunțat public sau dacă le-a anunțat, le-a lăsat în consultare sau doar le-a anunțat și nu le-a finalizat. Din punctul nostru de vedere, guvernul este un guvern incapabil. Cel mai mult se vede prin jaloanele neîndeplinite la centrul guvernului. Cele mai grave sunt cele care sunt gestionate chiar la centrul guvernului de Secretariatul General al Guvernului și de Cancelarie, deci direct de Nicolae Ciucă. Acolo sunt niște angajamente foarte clare, hotărâri de guvern care trebuiau date, măsuri guvernamentale de la centrul guvernului, iar ele nu sunt făcute, nu știe nimeni de ele, mai sunt câteva zile, e imposibil de crezut că vor fi gata și vor fi și aprobate. Sunt jaloane care în situația este restantă la Ministerul Culturii, la Ministerul Turismului, nu mai spun la cel al digitalizării, nici acum nu este clară situația cloudului guvernamental. Este adevărat că aveau de făcut o analiză, atât o analiză, dacă să ajungi la o analiză și la o proiecție legată de când va fi funcțional cloudul guvernamental, trebuie să fii în stare să pui la masă toate părțile interesate și să ajungi la un punct de vedere, ceea ce e imposibil de crezut că se va întâmpla, având în vedere controversa pe care o vedeți și în spațiul public pe acest subiect. Concluzia noastră este că principalul vinovat al acestei situații este ministrul fondurilor europene. N-ai cum să te impui prin prestanță și prin cunoștințe în fața celorlalți miniștri atâta vreme cât nu reușești să gestionezi portofoliul respectiv. De ce mai avem acest minister? Din moment ce se scuză în continuu cum că ministerele ar fi trebuit să-i trimită și nu fac acest lucru. La nivelul ministerelor, o neseriozitate crasă care nu s-a mai văzut de mulți ani în România și care ne arată că, dincolo de lipsa specialiștilor din sistem, realmente, la nivel politic, oamenii nu se pricep. Nu se pricep și nici nu înțeleg cum funcționează acest angajament pe care ni l-am luat în fața Comisiei Europene, în sensul în care chiar trebuie să facem treabă și a venit momentul să tragă linie, să se vadă rezultatele. Nu sunt obișnuiți să facă treabă, nu sunt obișnuiți să lucreze pe indicatori de performanță și, ca atare, acolo unde ai politicul care este neobișnuit să facă treabă eficient și un aparat public care nu reușește să împingă lucrurile să ajungă la țintele respective, vom avea un eșec care sigur încă nu se traduce în pierderea banilor, pentru că suntem încă în perioada în care putem aduce îmbunătățiri, dar este un prim semnal de alarmă pentru Comisia Europeană că România în acest moment este condusă de un guvern de neserioși. Este condusă de un guvern compus din oameni care au senzația că lucrurile merg cum sunt ei obișnuiți în politica românească. Timpul trece, leafa merge, o să vedem noi cum facem cu cei de la Comisia Europeană și o să salvăm aparențele. Nu merge așa. În raportarea către Comisie ne așteptam să folosească tot felul de cuvinte îmbârligate și expresii din care să deducă Comisia că s-ar fi făcut ceva. Va fi imposibil de păcălit Comisia Europeană. Jaloanele sunt foarte clare, unele dintre ele extrem de precise și nu există în acest moment, cu doar două zile înainte de termenul limită, în spațiu public nicio informație. Ca atare, ne așteptăm să avem din partea Comisiei reacții în viitorul apropiat. Să zicem că a fost prima etapă și abia s-au antrenat. Așa cum începi un lucru în viață, dacă ești neserios și nu te ții de treabă, cam așa o să o duci și în restul perioadei. Prin urmare, o remaniere guvernamentală și, dacă vreți, vă spun pe românește, o demisie a unor oameni, cred că este de bun simț, dacă mai există bun simț la PNL, PSD, UDMR în acest moment. Mulțumesc! În continuare, o să prezint... Da, mulțumesc! În continuare o să vă prezint situația legată de celelalte programe
cu fonduri europene pe care România ar trebui să le acceseze în această perioadă. Așa cum a spus și colega mea mai devreme, dezastrul din Planul Național de Redresare și Reziliență în ceea ce privește realizarea obiectivelor asumate în cadrul acestui plan și implementarea proiectelor de investiții se regăsește pe toate celelalte componente prin care România are acces la finanțare nerambursabilă. Muntele de bani la care ne-am uitat cu toții și toți românii, cele 80 de miliarde de euro pe care am reușit să le negociem în timpul guvernului Orban în 2020, în momentul de față riscă să devină un castel de nisip și să se prăbușească din cauza incompetenței guvernului care nu știe să-și facă treaba. Aș vrea legat de PNRR să atrag atenția pe lângă cele spuse de colega mea doar pe zona de mediu privat unde este de-a dreptul strigător la cer. Și așa au modificat PNRR-ul față de programul de guvernare pe care noi ni le-am asumat ca Partid Liberal, l-au modificat și au redus cât au putut din finanțările pentru mediu privat și în acest moment finanțările pentru mediu privat, pentru tot ceea ce înseamnă instrumente financiare și pentru digitalizarea companiilor, sunt pur și simplu în aer. Jaloanele care trebuiau îndeplinite pentru primul trimestru al acestui an, respectiv selectarea administratorului de schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor, este nerealizat. De asemenea, instrumentele financiare pentru renovare și integrare energetică din punct de vedere al eficienței energetice pentru companii și autorități publice nu este realizat. Lansarea procedurii de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile nu s-a îndeplinit și lista poate continua. Trebuia la această dată să avem, de exemplu, deja lansată cererea de granturi pentru sprijinirea IMM-urilor în domeniul digital și acest lucru nu a fost realizat. Este o bătaie de joc pentru români ceea ce se întâmplă în acest moment cu fondurile europene și ceea ce nu face acest guvern. Mai mult decât atât, pe lângă cele 30 de miliarde de euro la care visăm cu toții din Planul Național de Redresare și Reziliență, România are acces, așa cum bine știm, la cadrul financiar multianual pentru alte 30 de miliarde de euro pentru fondurile structurale și de coeziune și din fondul pentru tranziție justă. Ei bine, deși termenul asumat de România pentru prezentarea acordului de parteneriat, finalizarea acordului de parteneriat cu Comisia Europeană era aprilie 2022, ultimul termen asumat de către guvern este finalizarea acordului de parteneriat în perioada iunie-noiembrie 2022. Asta înseamnă pur și simplu că s-a pus capac accesării de fonduri europene din fondurile structurale și de coeziune pentru anii 2021-2022. Imaginați-vă că dacă acordul de parteneriat se finalizează abia la sfârșitul acestui an, mai urmează încă un an de zile pentru acreditarea autorităților de management și ne vom trezi în 2024, după 3 ani de la demararea cadrului financiar multianual cu absorpție zero. Este un eșec catastrofal în ceea ce privește acordul de parteneriat pentru programele operaționale, așa cum vedem de asemenea că nici măcar pe cadrul financiar 2014-2020, deși în 2020 guvernul Orban a făcut eforturi pentru a crește absorpția fondurilor europene și am reușit să creștem absorpția de la 40% fonduri europene, fonduri structurale și de coeziune în 2020 și 2021 până la 60%, în continuare, rămânem cu această rată de absorpție și băltim la acest nivel, iar guvernul nu face nimic. Efectul pentru întreaga economie este unul dezastros și după un prim trimestru cu scădere economică la finalul anului trecut, sunt convins că și în trimestrul 2 al acestui an vom avea o nouă scădere economică, pentru că principalele motoare de creștere economică în acest moment în România sunt blocate, investițiile și fondurile europene, ceea ce ne va aduce direct în recesiune economică până la finalul primului semestru. Despre cloudul guvernamental se vorbește de peste 10 ani și astăzi avem o șansă unică de a duce la bun sfârșit implementarea
acestui cloud guvernamental, care de fapt implică unificarea într-o singură soluție informatică a tuturor sistemelor și a tuturor aplicațiilor folosite de instituțiile statului român și decentralizare a tuturor acestor informații care vor fi colectate. De data aceasta avem și banii necesari, sunt aproape 2 miliarde de lei disponibili prin PNRR și ce face guvernul român ca și soluție? Își bate joc și de această șansă și de această oportunitate și alege calea cea mai grea, dacă nu chiar imposibilă, de construcție acestui cloud guvernamental în regie proprie, implicând instituții ca Autoritatea de Digitalizare, STS sau SRI. Și ca să pot să fac o comparație pe care poate să o înțeleagă absolut oricine, este ca și cum statul român ar avea nevoie de mâine să achiziționeze niște automobile și în loc să achiziționeze niște automobile de la producători consacrați în domeniu, alege să fabrice propriul automobil, iese lăstunul, da? Folosește lăstunul și peste 10 ani, 15 ani, când toate automobilele din lumea aceasta vor fi electrice, statul român va folosi tot lăstunul. Pentru că statul nu va fi capabil să dezvolte o soluție serioasă de clouding, nu va fi capabil să o mențină, să ofere mentenanță și să actualizeze această soluție de clouding. Sunt giganți în tehnologia informației, cum sunt Google, Amazon, Microsoft, IBM, care oferă asemenea soluții. Avem exemplu la atâtor țări care au apelat la soluții deja existente pe piață, soluții open source. Noi alegem să dezvoltăm soluția în regie proprie și implicăm niște instituții, cum ar fi SRI-ul, care pur și simplu nu înțelegem ce rol ar putea avea SRI-ul în construcția și gestionarea datelor care vor fi stocate acolo. Din punctul nostru de vedere, alt rol, în afară de influența tot mai mare pe care această instituție vrea să o dobândească, o instituție care are un buget de 3,2 miliarde de lei, buget pe care 4 ministere însumate, Ministerul Familiei, Ministerul Sportului, Ministerul Culturii și Ministerul Economiei, nu-l ating, deci toate aceste 4 ministere au un buget de 2,5 miliarde de lei, bugete însumate, da? Mai mic decât are Serviciul Român de Informații. Noi nu înțelegem care poate fi rolul acestei instituții și de ce statul român alege această soluție care este cel puțin neserioasă și pe care vom vedea, dacă se va insista pe această soluție, că se va concluziona cu un eșec și vom da cu piciorul unei oportunități și unor bani care ar putea fi folosiți pentru a face și noi un pas înainte în domeniul digitalizării și centralizării tuturor soluțiilor informatice folosite de către statul român.